absolut toți concurenții au fost extraordinari. Lucrările prezentate au fost foarte creative și se vede treaba că aveți o imaginație extraordinară, da? De la mutindei până la licee. Așadar, avem patru concurenți pe fiecare categorie și vom acorda și marele premii. Începem cu premiile pe fiecare categorie. Avem premiul întâi la categoria școli gimnaziale și dacă se ghicește cineva cui îi se acordă acest premiu. Școala nouă. Școala nouă, bravo! Școala nouă. Verde, de 120 de litri, albastru, culoarea albastră și culoarea galbenă. Da? Plus, din partea firmei Priscop, încă un set de felicitări! Bravo! Și vă așteptăm! Urmează premiul întâi la categoria grădină. Avem două grădinițe. Noi am jurizat până n-am mai putut și nu ne-am înțeles pentru că fiecare a susținut că ambele grădinițe au performat astfel încât punctajul a ieșit la egalitate. Așadar, premiul întâi se acordă ambelor grădinițe. Preluntit grădinița numărul 2, preluntit grădinița numărul 9. Felicitări! Cine vine să preia diploma? Grădinița numărul 2. Felicitări din tot sufletul și vă așteptăm și data viitoare. Acordăm marele premiu care ne-a impresionat prin originalitate și prin faptul că Liceul Pedagogic a participat la toate campaniile de ecologizare, inclusiv la campania națională de ecologizare Curățăm România. Așadar, marele premiu se acordă Liceului Pedagogic Ioan Popescu. Felicitări, dragilor! Containere albastru și galben, da? Care se vor instala afară. Și trebuie să menționez că containerul galben este asigurat de firma SC. Vreau să vă spun că ar mai fi pietonii, da? Pietonii care traversează neregulamentar, la fel se află în grădinile. Voi sunteți în majoritatea timpului, mă gândesc, pietoni, da? Aveți grijă cum traversați strada, să fie prin locuri permise, dacă nu există trecere de pietoni.
pietoni pe la colțul intersecției, dar după om, după cine asigurăm cu mare atenție, da? Iarăși, abaterile pe care le comit pietonii reprezintă o altă cauză a producerii accidentelor rutiere. Desfășurăm o activitate cu ocazia zilelor culturale ale Bârladului. Am venit aici în Bârlad pentru a fi în mijlocul copiilor, pentru a îi primi în rândul nostru și a implica în activități preventive. Am adus și laboratorul mobil de educație rutieră, care are în dotare mai multe tipuri de materiale. Avem și pliante cu reguli de circulație. Totodată îi implicăm în activități practice, demonstrative, activități ce înseamnă traversare regulamentară a drumului public. În același timp, printre materialele educative pe care le avem, avem pliante, avem indicatoare rutiere și totodată tehnica din dotarea poliției rutiere, însemnând aparatul radar cu care depistăm viteza de deplasare a autovehiculelor și un aparat etilotest cu care depistăm alcoolul în aerul expirat. Acestea sunt arme folosite Avem de asemenea și materialele folosite la misiunile curente de asigurare a ordinii publice, misiune esențială la jandarmerie. Avem casca și scut. Având în vedere că trebuie să ne protejăm la aceste misiuni, colegii noștri le folosesc la fiecare misiune. De asemenea, folosim și pompa în situații care avem nevoie să persoane curente, sub ordinea publică. Avem de asemenea și masca contra gaze. Folosim spray lacrimogene ca să ne protejăm. Aceste activități. Cu meseriile și grea polițistă. Gata. Bravo! Conducătorii auto, a consumat vreo careva alcool aici? Nu. Doriți să facem un test cu aparatul? Adică se oferă vreunul voluntar? Nu e mare chestie. E ca și cum ai sufla într-un balon. Vreți? Doriți? Cu acord, hai un bărbat mai, uite, tu mi-e place. Dă-i sigilă, nu știu cum.
Îl introducem în zona a venit Luca. Desemnată, după care... Dar eu nu știu atât ce trebuie sau biciclist, sau căruța. Sau persoana implicată într-un eveniment rutier, poate avea materiale sau figurele. Se supune testării cu aparatul la test, da? Numărul testului 157, vedeți? Dumnea lui trage aer în pier. Și... Vă rog, nu-mi face să râd. Continuu și constant, va trebui să sufle 4-5 secunde. Deci continuu și constant. Ok? Trage aer în pier. Ca într-un balon. Hai tare. Stop. Perfect. Nu știu cum poți să le iei tu, trage repede. Acum aparatul analizează. Și a ieșit 3 de 0. Deci una lui m-a consumat băutură alcoolice. Era și prea mic. Da? Cum e, da? Deci, v-ați pentru mici. Deci, pentru mici. Ați participat vreodată la un spectacol? Duminică este un spectacol. Știți că este duminică spectacol? Cine vine la spectacol? Irina Rimes. Ia uite! Uite cine știe! Deci vine Irina Rimes și cu Feli. Și o să fie foarte mult, foarte multă lume adunată acolo. Poate și jandarmeria prezentă pentru a asigura măsurile de ordine publică. Adică să menținem climatul de siguranță cu care suntem cu toții obișnuiți. Nu intervine nimeni să ne spune această liniște ca voi să vă puteți bucura de favoriții dumneavoastră la concert. Aceasta este ținuta pe care o adoptă jandarmii la misiunea de asigurare a ordinii publice. Folosesc de asemenea protecții și veste multifuncționale pentru a menține materialele. De asemenea, în anumite situații, este ordinea publică nesuburată, ne mi se vorbim stabilit. Atunci, jandarmii trebuie să echipeze corespunzător. Scuturi? Astea le folosesc pentru protecția lor, în cazul în care aruncă cineva cu pietre. Din păcate, mai sunt și oameni cu pietre în jandarmi. E frumos așa? No. Siguranța nu este frumos. Și nici voi nu trebuie să faceți aceste lucruri. Trebuie să ascultați tot timpul recomandările jandarmilor când mergeți la astfel de activități. La manifestări sau în timp, la ce mergeți? La fotbal, la ruiți? Eu am făcut ciclină.